Bună ziua, stimați telespectatori! M-a impresionat interviul luat de marea maestră Elisabeta Polifroniade la Timișoara în anul 1988, acele fetițe de 10 ani, campioană mondială la categoria de vârstă, care și-a urmat visul de a deveni mare maestră internațională și l-a și depășit cu mult. Acea fetiță a devenit o mare jucătoare de șah a lumii și o personalitate cetățean de onoare al orașelor Timișoara, Târgu Jiu și Bumbești Jiu. Alături de noi este marea maestră internațională Corina Peptan. Bună ziua! Multiplă campioană mondială de junior pentru a 13-a oară campioană națională a României. Și, ca de obicei, Alin Toma. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Dau cuvântul lui Alin pentru a afla amănunte despre doamna Corina Peptan. Bună, Corina! Bună, Alin! Mă bucur că te văd. Mi-ar fi plăcut să ne întâlnim la un concurs de șac, dar cu ajutorul tehnicii ne putem vedea, putem vorbi. Deci pot să spun despre tine că ai fost de 4 ori campioană mondială la juniori. Ai luat de 2 ori medalie de argint la Olimpiadă și ai 13 titluri de campioană națională la șac clasic. Mai mult, ai fost și decorată pentru merite sportive de președintele României, Emil Constantinescu. Și sunt convins că putem vorbi mult și bine despre performanțele tale. Prima întrebare care vreau să-ți o pun, cum arată o zi de antrenament? Depinde acum în timp. Sunt momente, zile în care îmi place să fac foarte multe combinații, urmăresc turneele din lume, cele de top în special. Șacul se schimbă foarte repede în vremurile astea, ca și, adică și deschiderile se schimbă destul de des. Trebuie, cum să zic eu, cunoscut cât mai multe deschideri, e mult mai complet și strategia, e mult mai rapid și se joacă și mult mai multe partide. Și atunci, practica ne obligă la mult mai multe informații. Cât timp aloci pe zi? Depinde, sunt zile în care fac foarte mult, sunt zile când fac mai puțin. N-am o medie așa. Deci depinde. Depinde, da. Ce sfaturi ai da unei fetițe de 8-10 ani care vrea să devină campioană mondială? În primul rând să-i placă și în al doilea rând, ca să poată să practice acest joc minunat, să aibă aptitudini, pentru că așa și mie îmi place pianul, pictura, dar n-am aptitudini. Și dacă le are pe cele două, cu muncă și cu susținerea familiei sau clubului, poate să ajungă departe. Cum a fost când ai cucerit prima dată titlul de campioană mondială, chiar la tine acasă, la Timișoara? Fantastic. Cum te-ai simțit? Fantastic, mai ales că de când m-am apucat de șac la 8 ani, mi-am dorit să fiu campioană mondială, nu campioană națională. Și la Timișoara am ajuns printr-o întâmplare, că am ieșit pe 5 la finală, la copii, până 10 ani, și s-a făcut un baraj pentru locul 2-10, cred, 2-8 parcă. Și am reușit să mă calific pe 2 locuri la Timișoara, iar acolo am participat și am avut foarte multă încredere în mine. Adică cred că eram deja pregătită pentru să fiu campioană mondială, că îmi doream deja cu 2 ani înainte și a fost fantastic, mai ales că atunci când m-am întors acasă în Bumbești Jiu, m-a așteptat aproape tot orașul, adică era foarte multă lume la gara, a stat și trenul, erau pancarde, a fost pentru mine la 10 ani, era mult, adică era o emoție fantastică. Ai imagini de la acest eveniment? Din păcate nu prea se făceau poze. Mi-am inteles doar pancardele alea scrise. Bine ai venit, felicitări, campioana noastră și le-am avut o perioadă de timp. Eu știu că la TVR atunci doamna Elisabeta Polifroniade v-a luat și un interviu și de aceea am fost așa emoționat și pe mine tot Elisabeta Polifroniade pot să spun că m-a stimulat spre șah. Din păcate eu am constatat că nu am aptitudine să ajung un mare jucător și atunci am renunțat, dar am jucat un simultan de șah, la un simultan de șah organizat de dânsa la Cluj, tot cam în aceeași perioadă. Și
de aceea apreciez cu atât mai mult și știu că sunt acele imagini filmate sau și publicat acum din emisiunea dânsei care o avea la TVR. Printre oamenii care m-au stimulat să joc șahă, să mă apuc de șahă, a fost și dânsa, că era emisiunea la TVR, eu nu cunoșteam, dar prin emisiunea de sâmbătă vedeam cum mută piesele și efectiv îmi venea și mie să mut pe tablă, chiar dacă nu știam foarte bine, deci erau așa o atracție când vedeam acolo piesele, cum le mută, așa cu asta drag, îmi venea și mie. Deci până la urmă, emisiunile de șah sunt importante. Da, da, foarte importante, pentru că eu eram într-un orășel mic, nu aveam prea multe activități pe acolo, plus la televiziune nu prea aveam multe emisiuni și era fantastic că am avut așa un stimulant. Care crezi că sunt plusurile și minusurile jocului feminin la șac? Cred că e și de durată și de preocupări, pentru că multe fete sunt nevoia să facă o familie sau să dezvolte și alte lucruri și cred că joacă mai puțin, adică încetează mai repede. Deci asta ar fi la minusuri. Ok. Asta ar fi la minusuri. Sunt foarte luptătoare. De multe ori sunt mai combative decât bărbații, adică ei fac mai multe remize. Ele luptă mult mai mult. Asta ar fi la plusuri. Da, și e adevărat că ei cunosc mai bine și sunt mai logici în jocul de șah. Asta e adevărat. Ele sunt mai intuitive, fetele. Dar sunt mai conștiincioase. Cred că muncesc mult mai mult decât muncești. Da, e adevărat. Îmi amintesc și eu munceam foarte mult când m-am apucat de șah. Adică, efectiv, și în avion făceam combinații. Îmi plăcea foarte mult. Toată ziua eram și la școală, mai mult așa cu bancă. Adică, da. Sunt convins. Ce părere ai de Judith Polgar? Și dacă ai jucat cu ea? N-am jucat. M-am mai întâlnit în lift la Olimpiade, așa, dar e foarte sociabilă, salută lumea. Iar ca jucătoare este extraordinară, adică foarte complexă. Foarte complexă și inteligentă. De asta n-avea rost să joace la fete, pentru că era la alt nivel ea, într-adevăr. Deci a reușit să bată 11 campion mondial. Cred că i-a prins pe toți care i-a prins în viață, i-a bătut. Da. A arătat că și fetele pot să ajungă la un nivel fantastic. Dacă se dedică, dacă au susținerea familiei. Te-ai gândit vreodată să adopți modelul Polgar? Să joci doar în turnele de bărbați? A fost o perioadă când am jucat, eram invitată în afară, am jucat câteva turnee închise de bărbați. Iar stil mi-a fi plăcut, dar, repet, pentru asta trebuie o susținere. Adică, nu numai de șah, înseamnă mult, trebuie să faci și sport mult, e o întreagă filozofie aici. Nu e ușor. Nu e ușor de dus așa ceva. Ritmul ăsta e nivelul foarte înalt. Deci, Polgar ne-a vizitat la Cluj de două ori și pot să spun că m-a impresionat foarte mult. I-a avut și susținere, într-adevăr. Deci trebuie să ai o anumită susținere. A fost antrenată de doi foști campioni mondiali, Bobby Fischer și Garry Kasparov. Și de asta aș vrea să te întreb. N-ai avea nevoie de un antrenor personal? Am avut din fericire în ultimii ani la club, la clubul din București, că au fost perioade destul de lungi în care n-am avut și este foarte greu când n-ai. Adică la mine, la un moment dat, cred că puteam să ajung și mai sus. Am simțit această lipsă. Am avut momente lungi și pentru că atunci când te pregătești singur devii destul de subiectiv. Îți trebuie, plus că un antrenor te stimulează. Te stimulează și să lucrezi mai mult, să lucrezi mai divers, îți vine cu idei noi, contează mult. Am avut invitat în emisiunile precedente pe maestrul internațional Codruț Florescu și dânsul se plângea la fel că și de condițiile care au fost la noi diferite pentru pregătire la șah. Deci n-a avut acces la un laptop până destul de târziu, deci practic pregătirea mai mult și-o făcea în modul clasic. La dumneavoastră a fost la fel, deci din ce am înțeles și prin faptul că ați avut antrenor personal doar mai în ultimii ani, tot acest lucru e o mare diferență față de ce au avut condițiile celelalte jucătoare.
concurentele. Am fost trecut antrenor, dar n-am avut constant, adică pe termen lung. Și la un moment dat nu neapărat de lipsuri financiare, sunt esențiale și astea, dar contează, cum să zic eu, modul cum gândește. Ori ai în familie pe cineva care se pricepe cum e, a fost în familia Polgar, adică să aibă o strategie pe termen lung, ori la nivel de club, ori la nivel de țară, adică fără, cum să zic, trebuie un plan pe termen lung și trebuie făcut bine. Și aici nu e vorba numai de șac, de bani, repede și pregătire sportivă, și turnee, și deplasări, și adaptare acolo. Sunt foarte mulți factori, iar că s-a văzut și în țările bogate, chiar unde nu neapărat șacul e la nivel de țară, cum e Norvegia, sau și Carson probabil că a avut în familie care au știut ce să facă cu el. Și asta, contează foarte mult să ai strategii, să știi ce să faci cu copiii respectivi. V-ați făcut dumneavoastră o strategie foarte bună de vreme ce ați reușit să fiți în vârful ierarhiei la noi, cel puțin, ca să nu spun și... A fost un talent mai haotic, în sensul că n-a fost neapărat o strategie cu mine. Din partea nimănui, a fost mai mult, cum să zic, pasiunea mea, talentul, munca, și am prins și o perioadă în care era o anumită susținere, o anumită în țară, o anumită așezare pe cluburi, pe cantonamente, și aia m-a ajutat. Contează, adică erau niște strategii legate de sport pe termen lung. Ori acum sunt din când în când și e foarte greu de cădit performanță cu din când în când. Da. Corina, un antrenor personal, ce categorie ar trebui să aibă și dacă e bine să mai fie și jucător practic? Adică să mai joace. Până într-un anumit moment poate nu e așa important, dar eu la mine am simțit că contează și să fie jucător. Da. Pentru că are altă înțelegere. Dacă și probabil că trebuie să fie mare maestru la masculin. Da, se simte chestia asta. Am lucrat deci cu mare maestru și am văzut totuși. Au altă cunoaștere și alt nivel. Contează, da. Ca să fie și mai sus. Da. Trebuie da. Să fie cineva care e mult mai sus decât tine ca să ai de acest. Să simți că te domină, ca înțelegere, ca cunoaștere, sigur. Da. Și Simona Alep are antrenor, deci nu, sunt convins că fără antrenor n-ar câștiga atâtea titluri. Deci, dar a avut o familie inteligentă în spate care a spus ce să facă cu ea și, repet, asta e important, strategia, ca la șac. Dacă n-ai o strategie bună înaintea partidei și în viața ai perfectă dreptate. Da, și cu copiii la fel, deci nu neapărat de bani, problema e că nu ne coordonăm bine nici în țară, nici nu găsim strategii bune și... Am văzut că aveți și, să spunem, parte de antrenorat. De această ramă vă ocupați, deci aveți, am citit că aveți, că ați avut ca temă pentru antrenorat, de exemplu, inițiativa, care vă place foarte mult pe care o urmăriți și așa v-ați ales și deschiderile în jocul de șah. Și de asemenea, am văzut că l-ați apreciat și pe Kasparov că se uită și la meciurile de amatori tocmai pentru acea spontaneitate de care spuneați din jocul lor, care el cu urmărind acele partide de la jucători amatori mai căuta idei noi. Și da. Dumneavoastră privind așa un pic ca antrenor, cum vedeți școala aceasta de șah din România față de Rusia, China, pe care tot încercăm, toată lumea le au ca model? Acum e destul de bună, că sunt mulți mari maestri care fac maestri internaționali în România, dar, repet, e foarte greu de format încă o școală. Ei au școli deja făcute, s-au făcut cu mulți ani înainte, destul de inteligente acele școli și e greu și pentru antrenorii din România, că nici ei nu știu de multe ori ce să facă, adică lipsește acea strategie la un moment dat de a face. Și de a face, cum să zic, lucrurile cu care să dea randament, pe termen scurt sau lung, adică
Iar eu m-am inspirat și eu din partidele tuturor, pentru că eu cred că cu cât ești mai deschis și absorbi din exterior lucrurile bune, poți să vezi de la absolut oricine, orice, crești mult cu cât ești mai deschis la mediul înconjurător. Altfel e foarte greu să progresezi dacă rămâi într-o zonă închisă. Să zici, numai asta mă pregătesc, numai asta îmi place. Cu cât ești mai deschis, cu atât poți să progresezi mai mult. Ai perfectă dreptate. Corina, spune-mi, te rog, despre șacul din Timișoara și relația ta cu domnul profesor Pășcălău Cornel, care te-a și descoperit. El acum este și vicepreședinte a Federației Române de Șac. E adevărat. A fost o întâlnire fericită, în sensul că în orășul acela mic, Bumbejiu, unde am copilărit, prin venirea dânsului acolo ca stagiar, a venit cu meseria, cu profesia, a făcut un club de șah acolo și așa am avut și eu undeva unde să mă dezvolt. Iar dânsul s-a ocupat în prima parte a performanțelor mele destul de mult și a contat mult, pentru că era preocupat, a văzut că sunt talentată și căuta soluții. Ori dacă nu putea dânsul, aducea să colaborez și cu alții, deci căuta soluții să mă dezvolt cât mai mult. Și într-adevăr, contează să te dedici copilului și dânsul chiar s-a dedicat o perioadă destul de bună din timp. Din păcate, din cauza pandemiei, suntem obligați să jucăm online. Care este diferența dintre jocul online și jocul la tablă? O mare, o bună parte din jucători e ok. Am văzut că s-au adaptat foarte mulți. La mine deocamdată e așa și așa. Chiar la ultimul turneu am avut niște probleme și cu mouse. Am ratat o partidă cât câștigat. Adică cine e foarte adaptat cu tehnica e ok. E ok. Și plus e foarte greu că ecranul e altfel decât tabla de șah. E 2D, e mai complicat așa, pe când șahul îți oferă o relaxare mai mare, adică tabla de șah la concursuri relaxează mai mult creierul decât computerul. Acum partide lungi, mă refer în special. Vă pregătiți pentru ceva anume în anul acesta, dacă, mai ales dacă își revine la normal situația? Cum să zic, eu mă pregătesc de multe ori că pentru mine șaful de multe ori e o terapie. Chiar dacă n-am turnee, chiar dacă am, mă simt bine că lucrez așa. Și deocamdată e o situație incertă, am jucat niște competiții pe internet și deocamdată aștept ca toată lumea. Da, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiune. Mulțumesc, Alin. Trebuie să încheiem, dar nu înainte de a spune telespectatorilor că în emisiunea următoare vom prezenta o partidă jucată de marea maestră internațională Corina Peptan și dânsa o va comenta. Mulțumesc foarte mult. La revedere. La revedere.